Dacă cum sunt familiile lor? Dar nu știu, nu. Familie, prezentați-vă. Hm? Nu pune mâna, nu pune mâna pe mine. Nu pune mâna. Prezentați-vă. Da. Să mă prezint față de dumneavoastră. Dar să vă vadă societatea, lume, să vă vadă. Aici care vând copiii, oameni buni. Ia câte râs. Aici se vând copiii. Aici se vând copiii. Vă schivați de la careva declarație? Să le cunoască lumea. Da, vă ascult. Gine că aveți ușuri și scări. Bine că aveți ușuri și scări. Ia că aici se vând copiii, oameni buni. Da. Pregătesc da. Actele de vânzare. Da, pregătesc. Lasă-te ajungeți Lunele și Tamara, salutări, la Boicani. Să știa, v-am văzut da. Noi ați venit de grabă și încolo. Iată și bunicuța fetițelor. Noi suntem la judecătorie centru. Suntem toți împreună. Susținem. Da, susținem pe Igor. Dar în ce sală, Igor? E aici. Aici, mă tine, așa-i? Dar cine judecătorul? Maria Muruianu. E fix al Muruianu? Dar eu nu știu. Dar nu-i nimeni. În deliberare. În deliberare. Dar pe unde Igor? Dar el nu a ieșit. Noi asta cerim. Dar e Maria Dvornic Octavian. Maria Muruianu. Dar asta e fix al Muruianu? Nu știți? Dar unde Igor? Unde domnul Igor? Noi? Dar unde? Suntem la centru, cu judecătoria centru. Și facem ordonanță de protecție față de bunei să nu se atingă de copii. Să nu se atingă de copii. Iacă și Andrei Săgăidac e cu noi aici. Da. Noi ne mulțăm. Eu v-am spus, trebuie să ne susținem tăți unul pe altul. Ne mulțăm. Lasă-mi masca și e jos. Da. Da, ai să arătă, așa? Da, ai dosarul. Au cheamă, cum ai spus, te cheamă pe 17, dar judecătorul au făcut-o pe 16. Da, citația mi-a trimit pe 16 și este ștampilă poștală, dar o primesc în 19 luni. Dar recuzarea judecătorul Bucnăș-Sârbu o face pe 14, la 19.30. Vă dați-am, asta e miercuri, dar vine mi-a trimit, ca băsirul la Băcărnei. Au fugit, așa? Da, au fugit lepurile cele de care vând copchiii. Leprele, cele au fugit care vând copchii. Hai mă, da, unde-i pofetit ăsta, da. Frumos. Nu mă rog, dar sunt că e avocatul la care a pizat. Dar ce să fugă avocata? Dar ce fuge avocata? Doamna Maria. Și din scorpionul și nu vreau să... Uh-huh. Uh-huh. Bine, da. Și hai spune ceva. Dă masca ce e jos. Da. Să fii listă, așa de listă sunt și mai. La, la schi. De tăi ce am înțeles eu, ținei de la primul vor dat protecție în masă. Am așa zic că judecătorul. Că tipurile bunii și n-ați șar la bătaie, n-ați să vii după, da? Ce mai strani în situația? Ce mai strani? Ce mai strani în momentul este poate nu știu că a fost dități constatate că copiii sunt victimizați, din neglijență, din care în momentul tăi au văzut vânătăiele, tăi au văzut pe copii. Dar noi încă n-am primit rezultatul, da? Da. Dar și avocatul tot spune, copiii sunt victimizați. Măi, o cunoaște tăți că sunt victimizați. Sau că stai aici. Vezi, plecă. Și vezi, bine, după așa. Deci, este o cunoaște că sunt victimizați. Ordonanța, termen de mine nu știu, dar am văzut că se văd nici așa fie. Și trebuie să spui la copilor de loc nu e vorba. Da, domnul Ștefan și cu domnul Alexandru m-am mirat foarte mult că poliția a spus că noi susținem anularea cererii, deci neprimirea, cum se zice, deci respingerea cererii. A dumneavoastră? Da. De a proteja copiii, recunoscând copiii sunt victimizați și copiii noi am văzut, fiindcă noi ca poliție susținem că organele de tutelare, au prezentat actele care, evident, noi am prezentat contraacte, că sunt falsuri, și noi susținem organele tutelare. Am o întrebare.
Полицистul domnul Cornescu. Dumneavoastră, ca polițist, aveți obligația să... Dar el nu-i polițist, oameni buni, eu dat recuzare verbal de fiecare dată. Organele de tutelă sau copil sau cetățean. Dumneavoastră aveți toate instrumentele să intervenați... Grupa lor criminală, o păgând. Este că da. Statul, în fața cu Cornescu și cu tățile o grupirovcă, care unul pe altul să apără, înțelegeți? Dar nu cu cetățeanii, nu cu tine. E să facă unul pe altul. Păi noi suntem lăsați la voie soarte. Da, ce este, dar ce, dar ce de hrănim cetățea ăștia? Ce nu știu la ce da, corect. Nu se ocupă de copii care, băi, recunosc că copilul e victimizat. Recunosc că copilul, da, dar nu pot să le... Recunosc, da, dar nu susțin. Da, da. Deci că da, e victimă, dar nu strașnic nică. Noi susținem că nu trebuie să fie liberată protecția copilului. Distorsiune, lăcestea intelectuală, da, oamenii, cum asta? Eu recunosc că OPG. Este victimă. OPG. Da, da, și nu pe altul, fie să când dacă se recunoaște că de pe de ce se ocupă cu abuzul de serviciu, cu neglijență, ce era. Și în pentru altele, bunica, ori cunoscut că ea n-a sesizat nici medicii, nici... Cel mai grav, cel mai grav. Pe nimeni, nici poliția, pe nimeni a tăinuit. Direcția tot confirmă. Nu, da, nu ne sunat nică și noi să ocupăm că asta nu este terminat. Copilul a fost oferit. Dar este că dacă recunoaște că tot el aceea, care au pus ei unei persoane inadecvate, care nu poate avea grijă, neglijență de copii, este că tutela a mers la o complice. Corect. Și nu merge vorba, nu merge vorba de interesul de copii, apărare. Dar creslul său, locul său, funcționalul său, înțelegeți? Că nu am scris tutela pentru dânsă că e bună, dar mă ea s-o prindit că nu e bună și nu am putut să faci că e bună. Pe copii, da, mă ne facem alții. Și noi... Da, cetați, fim audiați martori. Au spus că n-a fost nicio relevanță cu faptele... Dar până am văzut că ți-a depistat fata pe loc. E destul, au spus că ce zice polițistul, ce zice... Dar noi acest polițist... Stai. Și legătorul a avut Cornescu la fața locului. El nu a fost ieri la fața locului acolo cu noi. Nu are tangență, n-are. Asta e juristul lor care îi ajută, îi are trist. Cum o cheamă? Cum o cheamă? Criminalul ăsta? Valem, parcă zici. Da. E prietenă cu Nelia, da, de la Boicani. El stătii... El stătii... Aici stătii criminalii, oameni buni. Aici stătii criminalii. De la drepturile copilului, da. Poate e rușine. Când aveți de gând să protejați copiii? Și eu răs. Dar și nu înțelegi, mă, Dumnezeu, nu te afli. În Rusia ori în Moldova. Nu poneva. Dar de ce lucrați activați? Nu. Nu? Nu cer scuze, vă rog. Dumneavoastră de pădăce, da? Nu. Можно у меня не снимать? Cum nu? Să pui o eroare. Da, bună ziua, da. Dar dumneavoastră vă spune? Dumneavoastră? Eu sunt un tată care suferă. De urma voastră. Da, de urma voastră. Nu, eu sunt un tată care în urma care copiii mei suferă și sunt traumați. Dumneavoastră sunteți activați în direcția să înțelegeți copiilor în sectorul botanic? Centru. Nu. Așa îmi greșe. Buicani. Da. Buicani. Nu. De ce vă ascundeți? Nu ne ascund. De ce se ascund? Ia uite-mă să eu. Ia uite-mă să eu. Pentru ce să mă ascund? Sunteți activistă. Da. Care ieri ați fost promovatoră pe ei copilul. Cum? Unde am fost? La școală. Da. Da. Eu am fost ieri la școală și am văzut unui copilul este opărit. Da, și bătut, vânăt. Da, și am depistat și am demonstrat. Și uite, datorită... Să filmăm, să vedem, să fiu martor. Da. Da, sunteți vecină, voi spune, da? Dar ce are treabă? Sunt în Moldova și apăr orice cetățean care are nevoie. Uite așa, în direct, noi vom distruge tot sistemul ăsta de OPG. Tot sistemul de OPG. Hai mai dați-mi întrebări, ca jurist, ca ce sunteți. Dați-mi întrebări. Slujba poliției are, da. Sau, da, are, da, trei, da, juriști, are studii.
grupat soțul, pe care a furat soțul și l-a făcut acasă. Aici sunt cele cucoane care sunt în viață. A, ei sunt în grup criminal. Da, 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 între destule. Și noi să învățăm cum să lăsăm copiii fără nică. Aici ai să-ți pădruști de mulți ani. E, hai. Dar nu știți că copiii lui Domnul Spânul suferă și sunt traumați de către bunica. A, de ce sunt atstrănuiți? Sunt prieteni. Da, da, da. Dar nu-i juristă. A, e juristă de asta. Și cum care scrie, care scrie toate fierile, le face. Învață pe ce minte. Adevărul, ia spune-mi tu rog, procură, ați făcut. Stați să vă aduc prezența fetiță acum și să vedem adevărul la fața locului, doriți? Nu trebuie să traumăm copilul, putem și așa lumea, am văzut ieri. Mișul noastră, iată bunica s-a liniștit, n-are încotro. Nu să spunem, aici am copilul, e traumat, nu să spunem. Hai să ne lămurim. Pur simplu, da, hai să ne lămurim, da. Din câte ne înțelegem. A doua judecată o facem. Prima a fost, noi facem una. Bunica, da? Nu dorești să-i vei ordonă de protecție. Noi să contestăm. Corect, da, la curtea de tel, da. Nu o să lăsăm. Poftim? Aveți tot timpul. Nu eu, dar tata... Oameni buni, copilul a fost opărit și nu a fost dus la spital. Asta este foarte grav. Da. Hai, voi ascultăm. Da. Noi am găsit un copil. Noi am găsit un copil opărit. Copilul sunt traumați, vă rog frumos. Răspundeți. Dumneavoastră considerați copiii până la prezent nu sunt traumați? Nu sunt. Dumneavoastră vă răspundeți asta? Sunt foarte traumați. Dumneavoastră răspundeți asta? Asta e prietena lui bunică, juristul lui bunică. Până la prezent, copiii tot ok. E cum mă întreabă oameni buni, da. Copiii sunt bine. Da. Copiii bine, dar dumneavoastră răspundeți. Dar de ce să nu? Răspundeți. Da. Bine, asta judecata să răspundeți. S-a dat, nu mai da, el, sunt și vreo prieten de lui Baba Jâni. Da, eu vă ascult. Doamna da. S-a luat răspundere. Da. Copiii tot e bine până la prezent. Stăm așa fără telefon. Fără telefon? Da. Bine. Nu, dar eu nu mă tem. Eu pur și simplu să vadă lumea de tot ce se întâmplă, da. Bine. Puneți nicio problemă, da, nicio problemă. Eu sunt pentru ca lumea să arăte tot ce se întâmplă în țară. Da. Să gătiți că acum faceți corect ce faceți. Da. Ca să vă ce faceți. În situație creată trebuie să ascultați ambele părți. Și tată, cine este el? Păi, dar noi am depistat ieri copilul opărit. Și vânăt. Fetița singurică a arătat. Prima și-a arătat, și-a arătat chestii. Ați știut să veniți la cu poliția și la... Dar păi el are, tata are și copii acasă. Bine, dar de unde el știu? Hotărârea. Care hotărârea? Ieri. N-ați văzut-o, dați vă arăt. Vreți? Haideți, vă arăt. Ca să o vedeți. Acușa să-i arătăm hotărârea că e la domnul Igor, este de sărmană, nu știe. Eu veniți să șapere. Igor, ăla nu știe că tu ai hotărârea la mână, du-și-o arată. Da. Știi, ieri am arătat. Nu, asta întâi doamnă, nu bunică. Dar iată să-i arăt, bine, cu așa și ție, da. Că vreți să vorbească cu mine frumos și... Eu spus că de copii te răspunde domnul Igor, că noi sunt traumați. Da, eu îți că răspunde. Și-a spus că asta în judecatorul să răspundă așa cu mine. Dar iată, suntem în continuare, toți, da, toți, ne aici ne facem toți juriști. Vrem, nu vrem, ne facem toți juriști, primim lecții de cât stăm și așteptăm. Ei cred că ei nici nu au făcut nicio lecție de juriști. Da, ei l-au făcut, ia câte este. Iată, uitați-vă, eu vreau să vă arăt. Se obligă Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului să emită actul administrativ individual favorabil privind înapoierea copiilor minori. Iată. De ieri. Uitați-vă data. Pot să vă dau și-o. Da. Vedeți data aici? Ceea că citiți aici, ultima. Iată. Da, da. N-ați văzut. Da. Так, депутат.
Avem cazul, nu știu dacă asta e judecătoarea Maria Muruianu, are ceva cu Muruianu, Ion Muruianu, de la Curte de Apel, care a spus la jurnaliști când de pază le-a spus cândva, este Ion Muruianu. Cam trebuie să văd pe judecătoare, cam câți ani are, că și-al are vreo 70-70. Ia că așa e, tată, din tată în fiu profesia de judecător, din tată în fiu. Asta este grav, asta e justiția din Republica Moldova, dar așa, puneți mâna pe telefoane, faceți filmări, nu aveți frică, chemați-ne, vă ajutăm, care aveți nevoie de... A s-o dă-i desfășurată pe urmă, cu ștampilă și cu tot. Nu, nu, luați păcate. Luați păcate, da. Eu știu pe Igor, este de 17 ani când l-au avut eu. Și eu știu foarte bine ce prezintă persoana dată și cât e de mincinos. Dar nu vreau, Dacine, și mă primați. Dar pentru ce? Eu ce faci? La televiziune? Dar dacă ești, dacă ești jurist, ți-am dat foaie omenești. Ți-am dat foaie omenești, dar tu ești... Scuză-mă, tu scuză-mă, tu ești dus cu crișă. Tu citești și ieși și ne pui mâna pe telefon. Ești sănătoasă? Îmi pare rău. Vezi că uitați, ești ei, dar ei sare la bătaie. Rușine să ce e, da. Ce pui mâna pe telefon? Știi ce se înseamnă juristul să pui mâna pe lucru străin? Ăsta-i jaf, tu. Ăsta-i jaf. Tu, da, asta e al lui Baba Jenia, cred că. Cred că proteje de al lui Baba Jenia, da. Nu trebuie să iau din omenește, să-i aduc foaia, vă închipuiți? Ce pune mâna pe telefonul meu? Dar nu, noi de mai avem foaia, trebuie să este copii. Iată și, și ai de vii omenește și îi arăți și îi pune mâna să ai la bătaie. Eu îi dau oamenii și nu-i sari la bătaie. Cum vă place? Îi sari la bătaie. Dar e zic, da. Eu să vă spun, e agresiv, nu? Da, eu îi dau oamenii și nu-i sari la bătaie. Aceste persoane, da, nu sunt bine, dar vreau să vă spun, stau pe doze pamă, doze pamă. Da, se vede, da. Și eu știu la asta, pentru că da, familia asta era pe și împreună, deci așa, deci da. Dumnezeu cu dâșii, da. I-am rugat omenești fără telefon, de sari la bătaie, eu dau foaie să citească, eu nu știu, pe la mult, dar sari la bătaie. Domnul ferește. Vindu de ieri cântăța oameni acolo, de deapă, ceva cu dânsă, că așa e rândul, ia să lăsă de zi, pa, mă, și de fapt, cum poți dai de copii la om care primește psihotropie? Da. Cum? Da, au pierdut banii odată. Da, eu plătit pe asta și au pierdut, cred că, banii și are fug, are și unde. Nu, nimic, las că se poate răspunde. Eu am făcut niște declarații care i-am spus că nu ai să contestăm. Da, este filmul și să vedem. Da. Eu spus copiii că normal, nu sunt traumați, poate răspunde. Da, da. Doamna care e juristă. A, juristă lor. Da, juristă lor de familie. Are, deci, e persoana care eu, cum îmi spus, e mie în față, el am studii de jurist și eu este în grob tine. Omul de pântrușire. Ea să lămăresc pe urmă. Și cum înțeleg că mai ați văzut comportamentul... Da, da. Ce? Eu am vrut omeniște, dacă e vreo, că îți dau, nu-i dau voi la două parți să vorbească. N-a avut la două parți să vorbiți. Dau dreptul la replică. Hai, spuneți. Te sari la bătaie, sari să-mi iei telefonul de mână. Unele. Da, corect. Da, asta este. Vine lumea și te grăiește. Alții vezi care ascultă, atât îți formează părerea. Vrei, nu vrei ca psiholog, așa, în acest moment. Ca cont potrăjerile bune, sunt mai bune. Și unde duci încolo? Nu în formă de reclamă. Păi ăștia nu își fac reclamă negativă. Și oamenii, ca un scop, care e sensul tu să-i faci unui părinte care a rămas cu doi copii în mâini o reclamă negativă? În loc să-l ajut, să-l încroci. Da. O întrebare pe simplu, dar știi să fie un sens. Fiecare e numai dacă faci ceva, este un sens. Ai pun, ai luat și te măscărește și cu tătia este, cu că dați-vă la sens. Fetița este aici una lângă noi și una e acasă. Și una e acasă. Care e sensul? Am gândit că îți trebuie să fetița, dar nu trebuiește. Nu vreau să accepte. Nu vreau să accepte. Aia, pe lângă asta, că gândită lumea asta. Am solicitat. Nu
Vedeți, copilul nu a fost interogat, noi am așteptat aici în coridor cu copilul împreună, copilul nu a fost interogat. Dar el toate leprele astea de la de pe de ce, cum se mermesc el leprele astea, toate au fugit toate gospodinile care vând copchii și zărăbotcă 6.000 de euro, care 6.000 de euro eu, care 2.000 de euro, care 90.000 de euro, sunt prețuri diferite. Da. Și la urmă Vornic îl vinde cu 90, da, și le dă la fiecare câte o leagă de... Dar mă, Serioja Gheorgheț, care a dus în România, tot soția i-a luat copchiul în Italia, tot pentru bani. Da, da, așa cu... Da, sub... Eu mă uit, când mă uit, știți, petrești, copii, cazul meu cred că e mai simplu, așa, mă rog, mi-o luat o casă, vor a doua. Corect, dacă nu ți-e copilul, da. Mi-au dat un an de pușcării, 3 ani, 60.000 amenzi, tot își cornez cu polițistul ăsta bravo, polițistul Cristina și așa, care pățește și... Da, pe ies la... Da, ies la... Conziliată, frate, că... Eu te-am felicitat o dată cu ziua poliției, nu știu de ce de-a dat de ziua poliției, mă chiar vine și-a scrie lămurire. Și mă duc, cornesc o ședi și îmbru din cabinet, atunci prima dată, dar am văzut că e major, zic că ăsta e comisarul. Dar după aceea și cornesc-o. El a îndeplinit... Dar știți, cornesc-o, el doar unii poliția, el acolo e casa lui. Sectorul, da. Centrul istoric, polițistul s-a făcut casă. La teritoriul de bani, cu mătrul lui Masilian și lui Paiu, șeful IGPS, omul mă amendează, dar dacă la simplu polițist am iei 2500, la polițist 3600, la comisar am iei de oameni buni mai mari. Am 30.000. I-a zis, domnul Pavliuc, a spus, la bătrâneță să fac un copil, dar să iau de cu mătrul, dar fără bani, că nu scap să-l după bani, voi vedeți bani. Depuțe dați oameni de adere, primiți la țântirii în doi, dacă așa ți-o lea cu... Spați să arăți. Omul care mi-a făcut să plătim 60 milioane în dosarul gemenii la CEDU, Republica Moldova, iar că acum îmi trimite ta. Duniva. Îmi trimite pe 14 aprilie, mă cheamă la recuzare judecătorului Dulghieru, Virgiliu Buhna și Victoria Sârbu. Și poftim! Da, face ședința și pe 16, când poști, dacă trimiți sub scrisoare cum a dat, spune data de 16. Asta, el face miercuri ședința, vineri mă cheamă, vineri mă citează și o primesc luni pe 19. Vierea, ați înțeles? Am scris recuzare din nou a complexului de judecată Dulghieru, din nou recuzare. Am scris președinte Maia Sandu, poftim, am scris președinte Maia Sandu și... Știți, trăiești cu justiția în Republica Moldova? Mai departe, i-am depus procurorul general Stoian Oglo, i-am depus... Oameni buni, noi cât am stat aici în coridor, e că noi am vorbit de toate plângerile astea, tot. Maia Sandu are o putere. E trebuie să vii și să-i scoată de cap, deci pe toți judecătorii care știi că sunt corupți și noi scrim aici. Scrim, noi am zis așa, Maia Sandu, ieși aici și apucă câte unul și se zboară pierinile din trânsă de pe coridoare. Noi plângem bun. Tu ai încercat dacă sunt prost sau sunt prost cu tătul sau cum? Cum dacă... Pur și simplu încălcare de vieți. Ești bagioc de noi în continuare. Lumea fără casă, lumea, trafic de copii. Noi pentru ce am ales un președinte? Să facem schimbări? Sau să ședem să îmblăm în continuare pe coridoare și să ne unim mai mult? Doamna Olar, am protestat la Curtea Constituțională și au ieșit mai asamnă și oameni strigat de anticipare și cât mai repede, 1 iunie, sarg de urgență anulată. Dar nu ești ziua anticipatelor de acum. Și oamenii strigat, mai sever, mai bun. Corect. Cu banda primită. Da, cu banda, cu OPG-urile astea. Eu aștept îmbunătățirea situației, oamenii cu copii și tot așteptăm. Dar așa, dacă îi lăsăm, îi fac mai departe și vor... Îi decălăresc în continuare, da. Nu se uită la nică. S-a spus, am citit pe internet că Stoianovă se ocupă de judecătorul Pavliuc și tot judecătorul Ișcan. Acolo începe cu... Da. Pavliuc e electricul, Pavliuc. Am dosar și la asta. Tertea Marie, o femeie care... Tertea Marie, care a luat 80.000 de dolari. Eu... Prizonța nevinovăției. Dar păi trebuie să-i cere recuzarea. Toți judecătorii, am ascultat. La Corte Nicolae, de acum Corte Nicolae, unde la judecătorii care au câte două amenzi, câte una anulează. Dar ele sunt toate ilegale și termen expirat, vă dați seama. Peste un an de zile. Capucă, judecătorul Capucă, care martorii au dat dovadă cu soția și lozovarea ăsta, cu mătul lui Masilian sau lui Paiu, când Paiu era șef la Răscanuța, de asta,
trebuie să stai în pușcărie de oameni, să le urmăi ghipadă, e mai ghipadă, că data... Noi în loc să muncim, noi îmblăm pe coridoarele astea și cătăm dreptate. Unde e oameni buni? Care dreptate? Copăgăurile astea de criminali, de... Iată, Anici, Alexei, Maria, ne fac alupanii noștri 28 octombrie, nici nu pitrește de zăjușcate, ei iese. Dar văd că e Muruianu, Maria. Nu-i... Alexei Maria, și ăla e 606 cabinetul. Aha, 606. În ziua 28 octombrie, e nișo pitește de zăjucate. Tătă banda lua vornică aici, tătă banda lua vornică. Da, dar eu la 11.20, recus, recus în cetare, nu am avocatul care să fie. Ce e decizia așa singură, înțelegi? Acum, ce cred, eu pun pe rol. După 3 ani de zile, mi s-au dat 9 ani de pușcărie și după 3 ani de zile... De luptă să-și iei casa înapoi, tot... Eu luat casa, eu luat casa... Dacă nu dai acele singuri, pune-mi și-n pușcărie. Ce gândit? A fost capul și gasorul. Aliona mi-a rog, Aliona mi-a rog, El de mi știi tot. Ia nu uitați-vă, da, uitați-vă, azi l-am întâlnit Marin Sardari, aici la judecătorie centru și am publicat la mine pe site, mai decât distribuiți-l, cum fășete pe judecător, oameni buni, îi jele și se întâmplă. Îl întorce pe judecător înapoi să-i judeci cazul. Timofiei, la Răscană, ca să de multe ori nu m-am apucat, dar... Mă, au fost pentru judecători! Și nu nici judecătoare! Trimeia să-l dic, din grefie, din altceva, să-l dic... Pe masă, sub masă, cum le spun eu! Trimeia din ei! Doamne, președinte de judecătorie, luați măsuri cu Alexei Maria, cu Zonov Irina, care e mici hotărâri, cu 30 de țări înainte, eu am drept de pe referință, Tu nu Verina, Alexei Maria, niște râsuri, niște lepri, lipădături. De la curte de acel a fost întoarsă în prima instanță, asta e dovadă judecătorii mondiali, fac pufușori, tribunșori, banișori. Fug de la ședință, oameni buni. Sardar Marin, el tot de bun. Am un pe 28, am la Oxana Parfieni, mi-a zis, ce-i mai ce este de judecătoare? Ce-i mai lepră? Oxana Parfieni. Ce-i mai lepră? Nu o să fie și de judecată până nu-i pui toată averea pe lor. Recuzare până la reforma adevărată a justiției. Maia Sandu, ne adresăm către dumneavoastră. Noi vrem să muncim. Dați-ne voie să muncim. Faceți justiție. Apucați-i de cap și zvârliți-i pe scări. Ca gălucile să zboare la vale. Este o lesă asamată. Ei trebuie să lucreze, să vină și vină judecat pe judecătorii și în fiecare zi judecătorii să nu calculeze, da. Dar ei nu vor nimeni să lucreze în urmă. Judecătorii fac un vor. Lască, eu vă promit toți care am suferit, ne întâlnim la Maia Sandu, cum am făcut-o la Stoia Noglu, e ca să fac eu o zi. Toți cum ne-am întâlnit la Stoia Noglu, veniți toți cu întrebările voastre la Maia Sandu. Vă organizez eu o zi. Doamna Maria, ne sum. Știi când e joi, vine la Bruxelles, vine, poate nu, hai luni, da. Înainte de Paște, ce să facă lumea Paștele? Da. Eu, când puteți dumneavoastră... Hai când fac, da. Balan Elena, eu, Vimoară... Tăți, dar suntem multe, doamne, da. Toți oamenii depozitați de avere, fie neagă, să arată cum se depozitează, cum lucrează schemă, nimeni nu e nicio măsură. Ce vreți? Oamenii pe drum trimâși la centrimul 2 la omorâți. Da. Aliona cu mama și cu copilul pe drumuri. Eu am primit sfat la mama și tata și om în viață, că am lătim și nu te vindele bani. Voi ce faceți? Eu vă critic, Andrei, să vedea la critic și tot oamenii ăștia. Ne-am unit, de acum aș vă critică. Să trezim în dumneavoastră simțul de om, de oameni, înțelegeți? Nu de bani. Nu de bani, înțelegeți? Sunt dumneavoastră să trezim. Cum poți să dori cu liniștit, cu tambo, sau să dori liniștit, că poți ști cu zași de la un om, de la podvar, de tine, de la unități, sau chiar la Sântirii, Zoina. Asta cred că... Dar pe criminalul de avocat al lui Harujan, fratele, al lui Eduard Harujan, banda lui Harujan, Eduard Harujan și cu frațul Artur Harujan, care au făcut contracte de 25.000 de euro. Și faceți, măi, în continuare, Procuratura Anticorupție, Procuratura Generală, v-am scris plângeri de la lume. Hai, ridicați-vă! Dar el și-a de cu licență pe părete, rușinii să faceți. Am depus la Stoia Noglu și gândiți, nu sunt tot ce era Stoia Noglu, dar...
viceprocuror general, dar ei 5 vite, voi oameni buni, dar voi nu puteți scrieți, roșu, oru, sunteți mai mulți de la sine. Și primel la Fanas. Du-te la Ruslan Popov, că te-a combinat așa. El le-arunc cerul sau ăsta, la Fanas, le-arunc cerul în gunoi și nu audiază pe nimeni omul ăsta. El e interimar. Este municipal, nu, gata, e instalat. Da, da, nu, interimar, gata. Dar totdeauna pe nimeni nu audiază omul ăsta. Da. El nu știu. Dar și-i trebuie. L-a dus toate ghine. El apa nu plătește, el n-are treabă. Da. E rău, ia cu el n-are datorii. Până la urmă, ies eu la ceva, cred că am spus. Și i-am pretenționat pe Dina Adrielu, am un diplom cu mențiune, să știi, în casa de clasă scriitor. Dina Adrielu să vei da ca Adrie, dacă mai e Dumnezeu de fața Pământului, nu se merge prin Chișinău, nici un Arangelov, nici Porș. I-am scris lui Pavliuc, dar acum, atunci am scris că merge, sunt Genari Pavliuc, sunt judecător corup, merg în Sergent Salon, vezi cu care avion, dar după aceea mă usc merge de acum ales. Da, dar pe el ne schimbă la fiecare jumătate de an mașinile. Vreau să-i transmit. Pe metal feros eu eliberat și eu am spus atunci că 250.000 de euro de pe om, 16 oameni la metal feros. Dar eu de atâta vorbesc că mâine din nou la grupe de medicamente. Eu nu trebuie să capiți, oameni. Stare excepțională, stare de urgență. Trimite amenda la curtea de apel. De acum la curtea de apel, Morozan, că Morozan o să-mi țăt prin vărul meu, facem lucrări de curs cândva în Politehnică, lui Filip, așa mai departe. Cum n-a cumpărat dacă vin de la Morozan, l-am recuzat și nu... Dar știți unde trăiește Ghenadir Morozan? Nu vă arăt casa, e lângă cer. Nu amendează la curtea de atent. Oameni buni, am văzut avocat de acolo care încă să o pun. Să o pun avocat Răilean Pietru. Președintele de avocat de stat, Sergiu Chiruța. În dosarul meu penal au fost sunați toți. Igor Capcelea, Igor Capcelea... Asta cred că-i soțul ăla Capcelea, procuror de la Butaie. Toți 5 avocați, Rusu Alexandru. O emisiune de soț. Da. Recuzându-i judecătoarea Munteava Sersa sună pe Chiruță, că am cerut la oficiul de avocatură, am cerut toți avocații ăștia confruntări față în față. Deci și avocatul nu convine cu mine, că-ți rupt pe cele și nici un avocat din 5 nu aplic ștampila. Toți spun, ia Andrei, dosarul consumat nu s-a lucrat la început. Dar judecătoarea, în audierea martorului, respinge. Vine martorul în ședință de judecat, semnează citația spre audiere, Josan și Giurgiu Elena. Daniel Pascaru, unar prost ca tine, un am văzut oaie, învață-te scrie, hai, pa! Peste 3 ani de zile am ajuns la o adicție din soar. 3 ani de zile. Încălcarea ordonanței de protecție unde dosar nu este nicio probă, nici de soție, nici de femeie. E că mă ajuns la ordonanță. Ordonanță de protecție, putem să spusim, aici se fac și ca convenie. La comandă, șterge pe ploaie. Eu două am primit și una totuși am anulat-o și am putut demonstra că ordonanța de protecție a fost și a dat pentru falsă de declarație, tragere de răspundere. Aici e că mă știu spun, doamna judecător, când se termină ordonanța de protecție, și noi am câștigat aici, nu am ascult, nu sunt temeri, nu sunt niște fapte, nu pot nimic, nu-i demonstrarea. Și totuși trebuie să fiu și invitat și eu, că să-mi pun, ca cum asta azi, să-mi pun și eu părerea mea și părerea am și... Că omul care s-a ținut în urmață. Acum, cam interesant. Câștigăm. Și spune judecătorul. Uitați la cel care își licită urmață de protecție, cu părerea de rău, trebuie să vă spun că nu vă pot ajuta să pun în prelungire ordonanța de protecție. Și mai departe motivul cel mai frumos. Fiindcă trebuie să prezentați măcar ceva ca să-l punem la pușcărie. Ceva măcar trebuie să-l prezentați. Dar dacă n-aveți, nu putem pune. Eu și-o trăsnit, zic, scuzați, nu aveți stanță. Dar cineva te mă bucurați? Că Domnul spune Igor. Că s-a conformat cerințelor care a spus voi că trebuie. N-am încălcat nimic. A fost bun, băieți, ne bucurăm pentru dânsul. Dumneavoastră vă pare rău? Că n-ați putut să o vorbiți. Oameni buni. Și vă șeri scuze, nu știu asta. Și vă șeri scuze din bunica că nu-i suprimit să-l vrea la pușcărie. Cum, judecătorul, tu poți să spui așa ceva că îți pare rău că nu a avut la pușcărie pe lista. Tu trebuie să te bucuri că omul este să omul îndreptat, că e bun, că omul nu face rău. Și trebuie un decât să-l pui pe care. Da, și așa zic, eu ca psiholog,
ascult cum vrei și o intonație, da? Fie că eu prin intonație se le dă... Ce vrei să spui omul, da? Da, da, sopravождение emoționale, da, să mă o săbâție. Și când dăm o găvărit, o ne pridumă, băi, te lunge. Dacă dăm ceva negativ, nu ne negativ. Dacă dăm mă bucă, nu ne găvărit, nu. Și ea spune, duce asta vorba asta într-un monolog, cu scuze, că nu s-o prindit. Înțelegeți? Dacă în momentul ăsta, prin momentul ăsta, și justiție, sau tu cer scuze, că nu s-o prindit cuiva, și te văd cu neva. Cum asta? Cum dați pretextul ăsta pentru asta? A primul dată protecție... Două. E că aici sunt toți coordonanțe de protecție, oameni buni, ăsta e. Sunt toți coordonanțe de protecție. Serafim Baselachi, Lorina Cibotaru, răspundeți-mi, răspundeți, fără avocat, fără acordul meu. Știu ori, dacă trebuie și ți-l la judicat. Eu sunt taxi lucrează la serviciu, vă dați seama. Eu vreau să spun că 56 de ani nu am dat o sfârlă nimeni, nici mă bucur de asta, dar nici nu am primit. Pentru toate porcările care le-ați făcut, până nu răspundeți, nici forciu. Eu sunt un om, băi, tu ești miliardar, am fost de câte ori. Am vorbit și cu Jezdan, am zis câte apăle. Am vorbit și cu la Moțpan, am fost la Popșoi. Ești în fața mea și dreptul ăla. Cine să iasă, nici forciu? El îmbră cu paza, mă. Da, în ghipsă, corect, eu de mult am spus-o, da. Tu ești brat, face-o. Vărul soției, Tocarciuc, dar până la urmă m-a saturat să critică. Uite ce criminali luptă. Îi critică să-ți dai sânțul de oameni. E până la urmă dosare, că mă adreză. Dar ați vorbesc în iară și în ceva. Ați vă mânionet așa, îi pridumesc peste noapte și s-au închid. Nu, nu o să mă închideți, eu nu am știut, eu sunt la străză. Sau, dacă mă iei Dumnezeu de fața pământului, nu iei cum am născut din dragoste de tata și mama, și Dumnezeu. Dar voi nu aveți drepță. Am fost urmărit. Primarul Ciurescu Pșlacal, Lozovar și am departe. Voi ne sămțiți în ortete averile voastre la spatele voastre. Să omor, doamne ferește. Eu am da, da. Primarul de Ciorescu, că văpșe are omoruri multe. Da, are multe omoruri. La mine mi-a scris lumea. Da. Nu iertă nimic, nu iertă. Ia tebe уже не. Igor. Nu-i da, nu-i da, eu sunt la... Nu-i da, ascultă-mă cu mine. Mai departe a început, a fost arestat de protejări din mascat. Dar pentru că nu i-a rupt telefonul de mână? Eu i-a rupt ordonanța, i-am luat-o și-am plecat. Pentru că... E venit căldărușul la cap. Pentru că omul a zis, mascat s-a încurcat un telefon mobil și mascat s-a zis noapte, că te-a zis că nu-ți pariți copii, un telefon mobil și un lățișor de aur. Acolo e... El a împușcat cu Winchesterul. Ion Scripnic, de la Ciurescu, da. El are omoruri după dânsul oameni buni, și din toate. El e primul om cu mașini adusă ilegal în țară, e primul om care avea chestia STO. Ce avea el acolo la bună? Da, da. De acolo erau mașini furate, furturi, au fost găsit. Mi-a spus oameni. Omul nu s-a liniștit. Omul s-a ia ca cine ne conduce primar pe noi. Da. El spune la băgunță, prin Ciorescu, noi suntem 7.5 de oameni, spuneți, dacă vrei să nu ai probleme în vreme în care social, scrie casa la primărie. Da, 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 așa e, așa e. Și acum omul își mai trebuiește business, că omul gândește așa toată viața primar și așa cu formulești. Dar el e de la platformă, da. El e de la platformă, da. Dar vești policlinică de acolo, nu centru privat de posedare a oamenilor de aici. Azi eu, pentru că trebuie să cheamă. Copii, după acotare, o uitat părinții acolo, incredită, nu primul de apă, l-o luat prin mama, tata, acolo, i-o pus în acolo, o scriț și o scris primărie și așa cum. Băi, mi se înțelege. Ion Scripnic, da. S-a spus neamul de pe de singur că o să tinești într-o zi de atâția bani. O să tinești. Ai de 8 milioane ai pe mână. Mașini declarate. Plus starnetul. Are cu starnetul. Da. Surorii lui Dumnezeu spune Alionul Scripnic. E cel mai aștept și mai bun frate de pe mână. Tot așa spune și plăcătul. Vladimir Gheorghe, dacă în țara asta nu-i vieții, eu te botez, dar te botez la următoare lege, eu te botez, dar să-i pui puteță în pușcărie și să vii să dai ceva la oameni. Trădătorii trebuie să puneți-i în pușcărie. Al chem Plăhăciuc înapoi. Nici Forciu, Tocarciu, Dieta, Tocarciu. Dar pe el a crescut. Plăhăciuc a crescut. Am înțeles că la Sibirii tot e, nu știu și acum,
cu platforma, da, așa se vorbește. Procurorul șef Roșca, eu am fost la tine și ai zis că hai Tocaciuc și îmi toți îl trimit la cine ăsta. Nu mă întind, eu vin că eu n-am cununat ăștia ce vă rătoțec sau să-i dau educație și vă mă viață. Nu, eu nu eram bogat, eu am câștigat o lucrură, dar nu am fost ăsta, bogatan și așa. Eu am casă de 70 de euro, în 56 de ani, eu știu ce am ușit de trei și eu sunt bogatan, dar am cumpărat sectorul când era 500-700 de dolari, s-o scuntit, s-a făcut de și la urmă rămas fără nic. La urmă rămas fără nic, am un salariu de bomb și pe este acolo sana, prafeie, judecătoare, ce-i zis, pe 28, zis să ne, avocatul e fantaz, bandituri, tu ești legat cu Pale Lungi, cu nevoata lui Pale Lungi, ascultă-mă, ești lăsit până nu faci pușcărie, nu mă lăzi bine. În prima instanță, e anulat, scrie-l-a, el are alt spate locatării, dacă mai trebuie scrisoare, dacă nu dai binevolă și de jumătate de casă, să dai de bombă, asta nu-i clar, să dai de bombă. O pot filma, pus... Amu vor să-l pui la penitenciar să-l iei aici pe istă, da? Da. Că o ții să-i legată cu tot OPG-ul ăsta din Moldova. Dacă nu dai binevolă, o să plătești avocatul pe atași și prima casă, eu dat și de cauză, judecătoarea asta, și am uitat de bilierul Sergiu și dar doilea casă, 5.000 de lei îți plătesc ca avocat. Eu ții așa avocat de stat și eu trebuie să-l plătesc eu. Păi, oameni buni, eu nu am, eu avocat privat. Eu nu am bani, eu nu am avocat de stat și mă apăr singur, nu mi-e singur când e avocat de stat. Într-a doua casă, dacă nu dai bine gol, vă-i pantați, vă ieși bulăjor de cap, înțelegi? Cum tu spui că în prima instanță vrei o casă, că eu am altă casă, altă spațiu locătie, care nu-i dat, nu-i dat din sector, e bomzat. Dar într-a doua m-am venit prin scrisoare de avocat, dacă nu dai, în 5.000 de lei să nu sunt acestea. Am avut avocat Roman Andriuță, care în dosarul ăsta un an de zile o jucat bază la luta cu Alexei Maria, nu a depus nicio cerere, chema lui judecat, eu am depus cerere. O încerca cerere de calitate, nu m-am lăsat de 3 ani de zile să ne iau cerere. Când folos servicii publici și goricioi, și cadastru... Ia-mi du-te, Igor, și vezi, n-ai ședință, nu-i ședință. Cadastru la Matcov, la 2 ani jumătate m-a scos de admitență și m-a dat 1.000 de 2 ani jumătate. Dar tu tot n-ai viză de reședință, n-ai viză. N-are viză de reședință. Dar eu cam om, îți primesc la tine, stați, îmi vin la fundul, eu să-și apoi, stați. Da, da. Eu să n-are, așa că... Fă-ți acolo în fund de odie. Cornescu cum și-l luat. Pe 28 am stat alierea și parcă sunt în jumătate. Numai atunci să ai studență de stat. Recuzat până la reforma adevărată a justiției, până la evaluarea alierilor judecătorilor, să văd că voi sunteți și voi să rămâne bun și ca și mine, și urmă ne zicem așa mai departe. Așa nu merge. Voi 2 milioane, poșuri, apartamente, lucruri și așa. Cadouri, ca Ion Ciobanu, primarul de Chișinău, i-a dorit apartament cadou, și-a dorit mașina anul ăsta cadou, două cadouri a primit omul, de 1.000.000 de lei apartamentul și de 700.000 mașina. Dar așa-l care i-a dorit și apartament și mașină, oare așa l-au plătit impozitul la stat, oare? Să le dăruie așa cadouri scumpe, aici 100 de euro nu-ți dă nimeni, 100 dolari nu-ți dă nimeni, deci așa cadouri scumpe. Da. Baba Jenia fură grecica de la școli, de la copiii voștri, oameni buni. Ce mai rău că mulți judecători și procurori și chiar și în soții, el era, dar ei, doamne, o lară, noi trebuie în sărășit. Ei nu știu tabla mulțiri, ei nu știu tabla mulțiri, nu au școală. Tot e cumpărat, 10.000 de euro poți în procuror costa în 2006, azi fac 30.000 și asta este. Și pot să mai spun. Da. Năstasu a vândut funcția de primar, a vândut-o lui Ceban. Ca Ceban amuia în timpul ăsta cât noi suntem amuia în COVID-ul ăsta, Chicu și-a bătut joc de noi cu Dumbrăveanu ca să-și facă acum partid. Iacă-te, unde am ajuns noi oameni buni? Să ne mai conducă Chicu încă pe noi. Domnule Năstasu, eu personal am protestat și am avut încredere în tine. Când că l-au avut primarul Ciurățului, doamna работает с обкатку киломеру. Ай, душа, ткать, ты треба. Я тебе сказала, не давай бумагу, ж не приюти змею, да ту на интерес. Это змея настоящая, не только вот ей. Я у лавоти ей. Я у лавоти ей. Это змея настоящая. Игорь. Я тебе сказал, нет. Да. Nu învârtim prejurul gâtului.
că șerpile trilea în el îmi face te gâtuie. Eu sunt nanașa, banii. Și dar cum n-ar dreptul? E copilul lui, ce cu tine? Ți-a ieșit din harășul sau ce? Ia uite, au venit și căcată. Igor, dai pace, dai pace că îți caut... Nu am văzut copilul. Eu îmi napăr copilul, doar așa ca tine, și caut pe copilul. Și ți-a făcut rău? Și caut pe copilul. Măi, băieți, el te provoacă, el te provoacă. Eu ți-am grijit, nu-i de hârtie. Ți-am grijit, nu-i de hârtie. Eu am tot dreptul să vorbesc cu copilul. N-ai dreptul. Ești un atipul în copilul meu. Du-te titularul de aici, du-te titularul de aici, du-te zmeiuco de aici, tu vâri mâna și stai la bătaie, eu la dânsă. Sari și sari, tu zâmbă de proste că eu n-am chemat poliția mea, pentru că ai pus jaf pe telefon, ăsta e jaf tu, lipădătură. Da, lipădătură. Nu uite la dânsă, du-te chiaptă-ne. Da. E comitetul. Te-ai dus comitetul, hai. Te-ai dus comitetul. La Ciurescu poliția e bani și faci dreptate. Cerca și Cornescu, Cornescu, du-te ce-ar să facă dreptate, da. Hai. Lipădături, lepri. Să apucă de la râde, râde psihoză. Du-și-ți caută de treabă. Ia că ești chinozvezda, te vie din lume, da. Poliția iubește bani, dă-i bani și face dreptate. Idei să citească tot, oamenii știe să începe la provocare, da. Nu-i gata încă, da? Deliberarea, nu-i gata încă. Asta este, așteptăm deliberarea, stăm toți aici în continuare. Despre opăgăurile este de aici, da, curte de apel. Am depus o Stoianoglu cerere, eu am început la Rășcan în 2007 și toți judecătorii, toți, Olesea Țurcanu, toți până la urmă, Iuri Potângiu, mai spui toți până la urmă, dar 45 decembrie te-am ajutat, toate respinsă, toate respinsă, mai stare taxe și fac 9.965 lei, contestat la curtea de apel. Că-i ta comisie, păi, nu știu, jurică, acum de lucru participare. 10.000 de lei respind, pe urmă judecătoarea pe Luci, băi, dar eu m-am mirat că pe mine este justiță, dar toți judecătoare ce este. Când adică... până la urmă tine poate la pe Luci, care spune pe internet în bikini, ca pe parte, am fost o filmie, țară la mine la bătaie, eu zic că ia să văd cum a ieșit domnul Sagaidan. Că dar vine să mă aprobați la ușă, că se ies, înțelegi? Ia că cine? Și 20 octombrie, ora 11.30, e ca singur, poți să faci o emisiune care da. De clapă Moldova. Da, dar asculta... Da, am spus... Am avut Moldova, am spus, da. Ștefan, dacă am lucrat la Casa Educației unui scriitor... Nu-i mi-e interesat să te aud mă tare, că cam de clapă eu de să-ți spun. Știi cu amănunte, rândul, unde... Dar am trecut prin trei ani. Asta am trecut în trei ani. Ia ca nu știu că tot noi mi-s hotărârăm ca borș, fasolele nu erau bune și era așa. De să-ți spun că a trecut prin asta, am știut Virgilul Marginianu, Nicoleta... Năstasă, muia, Năstasă e consilier la Consiliul Municipal Chișinău. El bate palmă cu socialiștii și au vândut tot terenul în Chișinău. Tot depinde de dânsul, da. 22 de mandate are socialiștii și 10 are Năstasă. 32 din 51. Ia că cu ce se ocupă Năstasă. Da, gata. Nu ne vândut. E că asta e de râs. Oameni buni, 11 hectare le-au vândut la Ciocana, pe Mircea cel Bătrân, n-au o școală și n-au o grădiniță. Numai casă, scălare una peste alta. Că proștii ăștia s-au dus tăți la zarăbăt și o să vii și o să cumpere apartamente. Andrei, ești, măcar nu ești prost ca meu, eu să leac mai vârst ca tineri de 70 să ține de seama, dar să ții minte că s-o dat o leac de bani și te duci la gunoi. Ca moșul Gempu, ca moșul Gempu, ca din ce an ești? Din ce an ești? Eu de 64 am zis. E ca de ce s-o ții tăte trăsnit? Nu știu ce an diferență? Ai vrut să o ții tânără, ia ca tânără ai prins. Așa față în noi. M-am însurat la 31 și am gata. Alexandru, vreau să-ți spun concurentul meu, dar eu nu sunt rău la mine. Băi, Alexandru, vine să bem pe Teoderi, om din Chișinău, dar cu bani la Italia. Crede-mi că am ajuns și tine. Nu ies câștig de cauză irrevocabil. Dar știi ce e interesant, adânșii?
Eu am fost și am filmat la dânsul la Ciorescu. El ca să-și dea casa în exploatare, se duce și plătește banii iacăbă pentru biserică. Da, 4.500 euro, da, dar are actele în mână. Când biserica răspunde casa, da? Nu, ca când el dă un, ceva, o, dă un, o donație la biserică. Primarul s-a prins și da. Când duce în judecată, știți? Tu și dă donații la biserică și dă cu ștampilă de primărie, oameni buni. 4.500 cu ștampilă de primărie. O scos altele din primărie. Da, dar eu vă spun, nu zice. Dar om 15.000 a venit de atat pentru un garaj. Eu nu vă spun anecdote, vă spun realitatea. Da, ca donații. Primar, preotul, biau în altare, cum la lume, vor vin la biserică. Când e frig, nu vin la biserică să-l divers, să-l ca să-ți dai casa în exploatare, trebuie să plătești donații la biserică, cu ștampilă de primărie, să vadă că ai dus banii. Ați înțeles? Și schemi, și schemi. Da, da. S-a prins cu mine, dacă da. Nu știu că tot la mine trimite, înțelegeți? Da, e așa spus-o. Scripnic Ion. În Ciorescu noi suntem frați, ca la justiția avocat, mă spun, nu sunt stații de purare, dar noi de acum, de 10 ani, plătesc canalizarea. 10 ani, 5 lei plătim. Se, în zi se scoate 1.200-1.500 de cuburi. Noi, numai din canalizare, primarul face undeva, face 20.000, 8 ori, 2 milioane în lună, 20 de milioane de mă facut, dar ce să noi așa și în adept. Soțuisei contabil șef. Să dea fonduri europene în statul de proare, își fric cu aviecă în oare și la oameni din satul lor le duce la aviecă pe un polobog de zi. Am văzut acum ea la Infotag, am văzut o doamnă de la Infotag, a ieșit o doamnă de la voi, de la Ciorescu și a povestit de o casă. O schemă acolo de casă. Ei cum nu poate da în exploatare cu lunină, cu totul, tot. Da. Este doamna Lilia, doamna Lilia, nu știu, la Infotag eu am văzut. Dumneavoastră ați văzut acolo unde... Ia ne găsiți în Ciorescu pe doamna și să stau eu de vorbă cu dumneavoastră. Are o casă cu câteva apartamente acolo, doamna. Am ușit, vă spun familia dacă așa. Manole? Da, doamna Lilia Manole, da. Soțul eu a fost polițist, omul construit și a vrut la prim etaj să aducă... Copiii să... a vrut să le facă la copii dosare penale, interesant. Și primarul... Eu aș merge așa la ta casa aceea. Da, eu știu. Hai vorbiți cu dânsa dacă... Dar nu știu pe dânsa. Și mai scurt, primarul nu a vrut să aducă liniela și nu dă exploatare. Acum ați văzut consilierii primării, au votat primarul să facă centru comercial. Și copiii sunt cumpăriți pe exploatare. Dar în Ciorescu consilierii, da? Toți oamenii cu magazine, businessman, ca să-l cum se face, că așa se face în Republica Moldova. Da. Băi, dar până amu el v-a protejat de Manole. Nu primește pe nimeni la Consiliu. Vine Verbițchi Ruslan la platformă, da, și îi dă că gălușile jos la vale de pe scări. Eu vă spun realitatea, eu am fost acolo. Și acum primarul înseamnă, îi trăsnești și puteți prietenul businessman, chiar cu magazin, dacă faci centru comercial, bună ziua. Până am ajutat pentru desfamul, fac la gunoi. Da. Îți faci în Republica Moldova. Da. Băi, om bun, oameni, Ionel Scripnic, ești cu 3 ani, în Michel, 67. Ține-mă minte, te-ai înnat de business. Cel mai mare bandit, are trupuri după dânsul, primarul. Mi-a distrus familia asta, nu-i cel mai grav că ați făcut. Mă rog, am femeie, am oia de 35 ani, Dumnezeu unde mai tânăr. Mi-a distrus familia, dar lui Alexandru, clientul meu, băi, să bie o vie luat-o eu. Am scris lui Alexandru Găină la spia, să iei măsuri, că aici e scrocherie și așa mai departe. Casă cu ferestre, uși ferestre, de 600 de euro, rotunde, nu de segment de aluminiu și mai de acum, mafia, el nu are câștig de cauză revocabil, nici în prima instanță încă nu era câștig de cauză. O pune să schimbi ușul ferestre, schimbi de galben, înțelegi? Băi, om bun, atâta timp cât nu este nici în prima instanță câștig de cauză, casa e litigiu, pentru și tu investești bani. E convinsă că e protejată de vărul ei procuror, câștigul de mic forciu, Scripnic, primar, Scripnic, Rozovan, colonel de poliție, amant, soțuit, i-am prins, i-am filmat și așa mai departe. Omul din mine, am câștig de cauze revocate și am... Dar Rozovan are femeie! Prima femeie, eu lăsat-o cu doi copii, unul o leagă bolnav, eu câștigat femeia casa, în Ciorescu, mergem și o filmăm, câștig casa. Pe urmă, eu luat-o la soției casă. Acum are una tânără. Băi, dar dacă ai soției tânără... Leapă de casă la femeie. Femeia lui era șefa fondului social. Cum se fac scrocherile?
soția, șefa fondului social, primarul, polițistul, popa și așa mai departe, cum cântă, zice, hopai, 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 joacă doctorul cu popa, hopai, 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 hop, tu ieși, dar eu îi înglop, ia ca ce se face oamenii în voi, în bine alegi, dar... Mă zic, acasă mă urmărea și o văzut în echipă. Dar nu ne temem, am unul ne temem. Din nou vorbim, oameni buni, nu trebuie să vă temeți. Da. Gine că avem unii grăi, da. Din nou ieșiți, scriți, pe telefon. Chemați doamna Marie, ia ca doamna Marie a pus procuror general la spatele în țara. Eu îi scotem scăți ca gănușii la mare. Nici că mi se joacă de azmurca cu noi, că mâța cu cioasă, nu suntem nimică. Crășuit și de sus și de jos, împart bani împreună. Da, ia uite, nu-i vedeam, eu plecat la Europa toți împreună și bătrânce și toți împreună. Dar eu am spus în condamnă. Socialiști, am cu socialiști împreună. 30 de ani se face genocid împotriva poporului Republicii Moldova. Păi, dar câți bani trebuie să unui om? Totdeauna, până la urmă, unul e stândul meu, obținut, unul meu, obținut. Da, am cu ferestruică, am cu ferestruică. Păi, chiar nu v-ați saturat, chiar nu v-ați saturat. Hai și mă leac și oameni, nu uitați, părinții, dar nu părinții și mamele și tatăl lor, nu, părinții procurorului. De acum tata are cancer, apropo, procurorul, ce nu mi-au la 40 de ani pierde vederea. Păi ia să pedepsească Dumnezeu. Corect, corect, da. Și folos dintre asta. Dar părinții lor se fac de trăiți la Moldova, din 90 și au 4 ani pensii. S-au făcut nebun de cap, au pensii, înțelegi? Băi, dar eu pe unde am... servici. Am fost concediat la Petrom, am fost concediat din Taxi Ciorescu, am fost concediat din mai multe părți. Dați de 0683 3611 și amenințați, mi-a cadă telefonul, că vreau amenințat. M-a amenințat noapte, mă văd că nu merg urmările, noapte, e seama unde vorbesc și vorbesc. Băi, eu am vorbit și azi mai vorbesc. Corect, bravo, da, e tot așa, da. Nu vă temiți, vorbiți, deveni mai mulți. Și mă adresez oamenilor, vecinilor mei, oamenilor, nu numai de Ciorescu, de pe toată Republica Moldova. Oameni buni, noi dacă ați și puteți, să facem ceva în țară. Da, corect. Astăzi au luat casa lui Sagadac Andrei, mâine au luat copilul. Dar pe eu au luat-o mie, pe timpul ăsta au luat la mulți lume. Eu când am văzut azi copiii și eu, tot așa pentru tine, să vând pentru bani. Cazul meu că e ceva puțin, când doamne ferește cazuri se fac, bătrânii sunt omorâți, luat apartamentul, pe stradă, pe asistență socială. Asistență socială, corect, n-ai văzut cum fugeu. Poliția, asistență socială, procuratura, tăți care are dolea, așa mai departe. Corect, corect, da. Eu am făcut business cu bandiții sovietici, bandiții de la Odessa, credeți-mă, era așa. Și nu-i nișați strașnic, de ce? Mihai Polelungi, da. Avornic, da. Druță, Plahotniuc, tot șaica asta de, da. Harujin. Eu cum îl chem? Apoi Stoianoglu, amu pe loc, da, prins. Dar și lanț bandiți care spune eu Tesla Harujin. Harujin, singur avocatul Artur Harujin, spune la toți, tu știi că legat cu bandiții, el grăie de judecători, oameni buni. El nu grăie de cineva, el grăie de judecători. Le spune că Elena Cojocaru e bandită, care a luat lui Tania Gorea pământul. Tot așa. Da, e singur grăie, de dânșii, de judecători, îi spune eu, bandiți. Criminal, opăgăuri. Când a fost reforma poliției, procuraturii, pe cei bătrâni polițiști de aici, le-au făcut că ei nu au trecut examen și au pus copiii tineri care supun lor, da. Dar credeți-mă, forța poporului, cei mai mari forță, de care s-a temut și Ahmadinejad, că a amenințat lumea cu arma nucleară, și Ghimbui... Gaddafi, Husseini, uite-ți-o căzut, Ceușescu, Mao Zedong, ce-și amenințat. Da, da. Credeți-mă că a venit rândul și Republica Moldova. Liniștiți-vă, care începeți, dați averea orfelinatului, oamenilor săraci, lăsați o casă și așa mai departe. A venit răspundere, cât au să fugiți? Și chiar gândiți oamenii ăștia să vă bate joc de dânsii. Ajunge, da. Noi suntem fugăriți din țară să aducem bani la bandiți aici. Da, da, corect. Și fugim și eu am furat tot clădirile, instituțiile statului, le-am furat prin privatizare cu Filat împreună, da. Da, o privatizat Filat și l-a dat la toți, o prihvatizat. Și l-a dat la toți bandiții ăștia, da. Și am un Chicu, vrei partid cu Dumbrăveanu, râsurilor și leprilor. Care partid, băi, de acum eu mă gândesc că nici americanii, nici neamțuri, nici englezuri, nici francezuri, nu mai vrea să plătească pentit impozit la stat și dă ajutoare pentru reforma justiției în Republica și voi scurați ca bandiții mei. Chiar îi aveți pe toată lumea proști, v-ați găsit voi. Dar ne-au avut pe noi de proști, am uite, mi-a ani pe toată lumea, da.
Cei mai buni oameni și noi deștept s-au fugit, dar au mai rămas aici oameni buni. Și când au sudit la puteri, oameni... Noi a rămas care avem inimă în noi, care nu ne-a dat la provocare. Da. Luptăm până la ultima picătură de sânge. Și o să vină și deasupra, oamenii vor să întoarcă acasă, o vor cu bani și să facă bine. Unde ar vin de bani însigurați? Dacă nu-i justiție... Oamenii stori străieni, vine și trăsniți. Te trăsniți, trăsniți ca cum se vorbește. Anchetatorii, toți anchetatorii, își cam ca nimeni spune. Europeni trebuie să dai bani, dar nu trebuie să zici ce să faci cu dânsul. Dacă ți-o dat, poftim, împrumutul e obiectiv și nu îmi zici ce să faci, eu să fac ce vreau cu dânsul. Toți anchetatorii, uitați-mi mentalitate. Că mazepa, sunt puțin. Băi, un anchetator șef și are 20.000, dar eu mă duc la reține, îmi pun viața în pericol, eu am mai puțin în viață, înțelegi? Sunt plătiți, au și de-asta și calurile și miche și bani ferești. Dar ei iau banii cu desfârlă, mă, într-un caz și găsesc chitat fură și de parcă... Da, dar un prieten de-a un prieten de-a mea spune că directorul la apă canalul... Executorii fură aurul din casă, un tart la lună, i-a luat aurul la Victoria Croitor, i-a luat aurul, oamenii care anunță. Da, le-a dat drepturi. Și le-a dat drepturi, ăsta, Alexandru Tănase. Alexandru Tănase le-a dat drepturi. Și ei au luat legea de la România. Prima promoție la juridic, la Da, să vă spun, de executorii cătoriesc pentru amiendă de 11.000 de lei, la toți jucătorii cecana, nici un agent constatator nu vine în ședință. Nici partea vătămată, Lozovan, Tocarciuc, soția mea, paiu m-a mediat cu soția mea scrie, noi divorțați de acum și spui, dar măcar și plângele scris soția, dar el la Ciorescu, l-a chemat și pe Brega cu amenințat așa. E sama și vorbește omul, ești ca mai pare. Păi, dar și scris soția? Mă doare chef, tot te amintesc că doare chef. Vă dați seama ce amintesc. Tâmpieni. Și pe urmă, tot subalternul Lozovan. Ei nu-și dau seama, ăsta e colonel, dar voi sunteți leitenanți, capitan, dar voi să răspundeți. Nicolae Rotaru, Andriana Rotaru, Nicolae Rotaru, Cricova, numărul 8, 5.500, Andriana Rotaru, 5.000, Palamarciuc, 3.000, Alexei Radu, 3.000 la Grătier. Cât subalternul Lozovan, când a început să spun că amiază ilegale, Ștefan Parcu, Ștefan cel Mare, aparține la Buica, a început Cornescu să ne întrebe în joc. Cristina Șefciuc. Da. La mine tot așa, Cristina Șefciuc, da. Cornescu. Da. La Cornescu amiază mai mare, 3.000 de mari. Mari lepri Cornescu cu... Da, vse. Sanatate. Da, vse. Hai. Doamne, haidem, da. Eu da. Le-aș da un fapt să... Da. Cât a suferit omul ăsta, vă dați seama, cât a suferit omul ăsta să povestească, să vă spui și să vă spui în direct. Cum și azi și domnul Igor, ce a spus? El nu știe. El nu s-a așteptat ca zice copii acasă, așa-i? Nu m-a așteptat, ai dreptate. Nu m-a așteptat că totuși... Avem justiție în țară. Da. Cât de disperați suntem noi, dar noastră eu sunt pe glas, cu energie. Da. Când noi ne revoltăm, când avem două imagini, hai așa, am împărat ceva dacă din noi, din noi de juridic, de psihologie. Când tu ai o imagine înăuntru, în cap, una, că ai $100 în buzunar, da? Fiecare domnul cu asta. Da. Asta e imaginea în cap. Tu știi că e cu $100, da? Vii acasă, vâi mâine în buzunar și... Nu-ți bani. Nu-ți bani. Da. Și atunci apare și o revoltare înăuntru, fiindcă. Ce se întâmplă în urmă? Se întâlnesc cu două imagini. Una care este în cap, cam $100, și a doua realitate. Nus! Ce ochi faci cu mari? Și cum asta? Și te revoltezi? Păi iată că noi fiecare, că om, când avem așa o emoțională atitudine față de omul proces, merge vorba din întâlnirea a două realități, care este una în cap și ceea ce e reală. Și ceea ce a fost azi dimineața, eu de acum, de 2 ani, dezbătând... 2 ani și 2 luni. Și 2 luni. Băi, cum mai s-o ascult? Chie, ne-a vrut niciun motiv. Nu se gândește aderață. Omul în ceea ce ne facă micul. Sigur, ca totuși să apară o suspiciune, o păzărenie, da? Am o... Mi se pare o părere că asta a fost posibil, fiindcă am început toți. Mulțumesc, doamnă Mărie, cu dată, vă mulțumesc foarte mult. Am mediatizat. Și totuși atrage atenție că când fură unul, când a doua, se ocupă cu niște chestiuni de astea. Le arătăm familiile, da, numele. Da. Ele fug, fiețele de acasă. Da, nu, tot felul acum nu bun. Mulțumim internetul. Da. Mulțumim Facebook-ului, Facebook-ul.
că noi acum putem spune, ia că ești mai hoțul. Nu ce facem? Și lumea dar nu înțelege că... Noi nu putem să ne ducem la distracție, că așteptăm sentința, oameni buni. Noi suntem pe coridor și vă arătăm în continuare că așteptăm sentința. Și doar lângă asta. Doamnă, deci, și un moment care... Noi, când, de ce unii nu fură? De ce unii nu mântuiesc, dar alții? Fică o mustrare sau o educație. Corect, corect, educația foarte bună. Doamna Maria, dar așa, numele Olana, deci e un brand, este mustrarea. Care vine și spune, nu, ce faci, adică dacă nu te trezești mustarea personală, educație din casă, de la părinți, de cum te trezește doamna Maria? Păi, ți-am spune, doamna Maria, pur și simplu, e soveste, cum se spune soveste? Așa e, om cu soveste, da. Și vă mulțumesc, doamna Maria, că se primește. Păi eu deja amuș în mai, am 3 ani de când supăr, dumneavoastră 2 ani și 2 luni, dar eu mai mult v-am întrecut, eu am amuș 3 ani, da. A venit un domn, haideți așa să socotim, vă lăsați pe, da? E capabil. Recunoaște-mi că e capabil. Dar și e capabil. Să și... Dosare penale? Luare, da. Să știți pe alți oameni, să și faci... În asta tu ești capabil, tu te în scheme. Păi tu umbli, tu te să împaci, nu ai să mănânci, să pui de asta pe sară, mănânci atâta, să mănânci, să mănânci, nu știi, ecran iată, da? Nu ai să-i mănânci și nici dă-te bani. Mă gândește, așa puteți tu faci un loc și un te născut. Faci niște grădiniți la părți, faci niște la lume, tu dacă ai făcut pe tăi, și ești capabil. Lasă-o și la oameni, Ștefan cel Mare și l-a făcut. Am construit oamenii, dar tu ți-ai luat tăi, ți-ai văzut într-un loc și te-ai dus și ți-ai spus lumea asta. Tu cum ai luat câte... Un loc și te-ai născut tu, ți-ai primit ție viața, copilăria ta, tu te-ai comportat ca o animal. Eu spun că așa, nici animal nu-ți comport. Nu-ți scapă tot, mama unde mănâncă. Dar tu asta ai făcut-o cu un loc cu tău. Și pe lângă asta suferă o mulțime de oameni. Și dar oamenii te cunosc. Da. Și pe lângă dânsul tăța lui ea, Olga Bondarciuc, notara, râsul care tot o fuge din țară. Pentru ce? Am o avornic trebuie să fugă, da, am o avornic trebuie să fugă. Aia să fugă, ăsta are drujii, tăți pe prejur. Da, îl slujește tăți judecătorii, el slujește, tăți judecătorii și procurorii, el slujesc. Dar Maia Sandu nu e pentru ce a venit, Maia Sandu. Fă poriatcă, Maia Sandu, fă poriatcă, dă-te-te afară. Mai înseamnă, deci sperăm, deci prin fapte, lumea să vă grăiască. Și dacă de Doamne să fie, cum spune, de Doamne să fie Domnul Dumnezeu. Așa e ce faceți voi, păi acolo se cere. Și că tare se simte, mult de mult simt, când pentru ceva păcat, să ce probleme, ba, cu sandatea, ba, cu luna și când spui și una după alta, te gândește, ce ai făcut tu? Acum vă profesesc scurt un anecdot, o istorie din Moscova. În Moscova, vinde carne. Păi oameni, cumpără, dar unde și-au cumpărat la Moscova și-o întreabă. E reală situația. Eu vin acasă și vine de să-ți cântăriesc cât carne a cumpărat eu. 2 kg. Vine acasă, 2 kg. Trece o săptămână, două, mai cumpără ceva acolo, om și ăla. Casă coincide. Iară coincide. Coincide cântarul cu ce și-a cumpărat. Omul și ăla șocat, vine și băi, pe toată piața asta, eu nu știu care, cât amăjește. Și ăla cu 100 de grame, și ăla cu 100, 200. Dar tu, de ce la măjești, ca ștăță? Și răspunsul la celălalt. Foarte frumos. Da. Știți? Nu știu. Nu vreau să stric carne. Nu vreau să mă scăpăță. Da. Eu bătăzesc dimineața, uite mă grindă și eu mă mândresc. Și eu. Da. Și zâmbesc și îmblă așa, știți? Nu știu, cu energie, cu noastră. Eu totuși nu sunt, nu fac un problem. Nu fug de nimeni, nu mă tem că să-mi dă cineva cu locul în cap, cu carnea în cap și așa mai departe. Păi, da, corect. Fiecare față de sine poate să-și spună, dar cine ești tu? Ce fapte, ce ai făcut, cu ce poți te lauzi? Și să zici, chiar dacă și închizi ochii, că avut în momentul de viață. N-am fost. N-am fost. Am făcut ceva. Și mă bucur. Zâmbetul este în ultimul minut, în ultimul secundă, când acum părăsești această lume și înțelegi că asta rămâne. Da. Trebuie să înțelegeți că asta rămâne. Noi am venit, am bat de ei și ea, ne-am mai hămurit cu și ea, am și parcă la dreptate și plecăm. Toată asta rămâne. Înțelegeți viața care a trecut-o tu aici, în interiorul acestei realități. Cine ai fost tu? Cu tu ai venit, tu leacă și ai plecat. Eu dați-vă copaci afară. Sper, fiecare din voi are în fața în fereastră, niște copaci, poate, care trebuie să-mi de mulți ani. Tu ai venit copil, îmblai cu mișa pe acolo, cu jucărică și ai să pleci. Râul rămâne. Râul și el rămâne.
Și ai venit o pace. Întrebați-te, și ai venit cu lumea asta? Ca să... Să faci rău, să-ți faci sat, bine, da. Da, să îmblăm de pește. Fă, mă, o țară unde copiii noștri... Copiii noștri se vor să vor bucura. Și copiii trebuie să vor bucura. Fiindcă vor bucura unde se trebuie să lumineze. Nu ori fugi prin alte țări, cum fugă lor, da. Nu știu, să fi, da. Da. Nu știu, ce-mi ajungi oameni să mănânci? Să mă crucecă. Asta să vă să vă spun. Da. Fiți oameni. Și noi... Da, frumos, dacă este nevoit să meditizăm. Dar dacă nu știu așa, într-un stat legal, trebuie să arătăm la tăți cât de nelegal, întrebarea de el e legal sau tu este? Nu e legal. Aceste organe... OPG, Republica Moldova, SRL. Da. Nu vă reușim să luați banii și... La lună când priniți, alergați după bani, repede, vă trebuie banii. Noi și-i plătim, da. Luați. Lege în capul mesei, lege în capul mesei, da. Eu în jurnal, Справишься, вон там женский туалет. Справишься сама? Да сейчас посвор, если у Лякшо мне не стало. Я просто Германия. Ты за Германию, вообще сейчас не проблема. Он стат, да, бине аранжат, аж его историка, ничего там, ничего не перестал. Și pe mine tot mă mira faptul, dar de ce acolo chiar că nu prefură? Chiar nu prea oamenii să și da, se împarte, se opresc. A fost un caz la mine când căutam o stradă, era să zic o mașină mea și am mers, vreo 20 km să ne arăte locul. Nu e asta. Și am trebuit să-ți dau stiachit, poate. Nu, eu pot să pui să-mi ajutat, că nu e problemă mea, am avut 10 minute cu tine. Omul pentru alții are grijă. Și grijă și-s bogat și-s pierd. Da, și acolo mine și mai este acolo, da? Deci eu pus că mi-am mirat, că e super, mă, e și o frate, tot așa. De ce nu fură? Și tot o punie această sarcină, mă, ca psihologie și pedagogie, ne-ar interesa, de ce oameni acolo nu fură? Și că nu sunt scuși, nu sunt bune, așa, haideți să le cunoaștem, și Sirie acolo mult, și generali, da, și da. Turci sunt foarte mulți, și plin acolo, mă, este. Răspunsul a fost foarte așa la suprafață. Este așa o slujbă în Germania, Finanzamt. Asta e unica slujbă care are dreptul să uite într-o în buzunar la tot ce aveți. Așa, grubă că vrea, de unde vin banii și un cucutor pe banii. Înțelegeți? Ăștia, și dacă ei văd că ține apar, de undeva 20 de euro, 30 de euro, ei bine, o dată două, poate încă două. Dar dacă ei se văd că undeva ai niște bani, ei niște treabă, probleme, te dă ghite. Banii se tăie. Dar l-am urât și din unde sunt. Și polițistul și el, când dacă se achită undeva și o admită, bate la ochi, de unde tu ai achitat ceva? Corect. Și trebuie să știu care în Germania, că din pozitiv, de Dumnezeu nu plătește din pozitiv, întrebarea, banii, ce să-și luat bine? De unde e luat? De unde e luat? Asta ce aici trebuie să facă la noi Autoritatea și... Națională de Integritate? De unde au luat tâlharii ăștia banii? De unde au furat tâlharii ăștia banii? Când era o situație reală în viață care trăiește eu, era departament. Tăți știu să numește acolo arenda, hai să nu se mai zic eu din ce știi. Chirie. Chirie, da, dar acolo zic că e altfel. Mită, deci arenda. Și este așa un business club de procente aproape tăți de închirie. O familie, deci se ridica cu toleacă prețurile. Da? Familie sociabilă primie bani de achitare pentru acest apartament. Și era o perioadă când acest apartament costa 660 de euro. Ei, cu inflația una alta, apartamentul a început să costă 680 de euro. Dar statul social, omul îi dădea 660 de euro pentru apartament. Și spune, nu putem să plătim ție acest apartament și caut un alt apartament. Mai, care costă mai puțin. Mai puțin. Dar apartamentul foarte frumos. Așa mă spune, știi, Igor, eu eram gata și zic, eu sunt gata. Să da, vă este 29 de sucă? Da. Lăsăm-mă aici, îți poate? Și finanțamul direct întrebat. Dar din de la 30 de euro, dacă noi obținem la social, ia la muriți, vă rog. Și când mama ne dorește, mama are bani pentru dumneavoastră, dar ce sunteți la social? Ce ești la social, da. Și acolo 20 de euro. Omul a fost nevoit să plece de apartament foarte frumos, de apartament mai puțin frumos, fiindcă trebuie cumva să lămurească de unde are 20 de euro. Deci o sistemă care a reglat că... Așa și eu, trebuie de implementat și noi și niște sisteme ca în alte țări. Nimeni da. Nu se emită. Da. Are probleme mari. Are probleme mari, da. De unde tot banii ăștia?
investiții și alte sisteme, oameni buni. Așa și în Germania, acum dimineață chiar am vorbit cu cineva, n-am să mai dau nume cu cine, și-o zis că zice, mi-a venit o amendă, m-am dus la aparat, nu, tu nu vorbești cu nimeni, nici cu polițiști, cu nimeni, tu vorbești cu aparatul, pui, ți-a venit articolul și ai plecat și ai plătit la bancă. N-ai nevoie de nimeni, nu vezi pe nimeni. Este aparatul, este... trebuie de implementat alte sisteme, da. Deci absolutul controlul financiar, mai ales pe lângă asta. Deci da, trebuie de recunoscut în Germania, tu nu poți trăi dacă n-ai, poți nu spiți, dacă n-ai viză de reședință. Automat, când faci viză de reședință, automat, trebuie să-ți faci și asigurare medicală. Medicală, da, asigurare, da. Automat. Asigurare medicală, deci înseamnă că tu trebuie să ai cont bancar. Și gata, tine-te o legat de un cont bancar prin care se plătește asigurările medicale. Acum, tete tele tranzacții. Vin pe cont, da, să văd de unde. Da, ușor și gata, da. Altfel tu nu poți trăi în țară. Nu poți. Dar eu convenim că așa poate. Dar la dânșii curg banii de la procurori, de la judecători, de la vorne, curg banii din scriu lumea în privat, curg banii din buzunari, oameni buni, cum o curs la Voronin, pe timpul lui, am o curg și mai mari bani. Că să luai și de milioane, nimeni nu-i întreabă, de unde e? Ia că stau în cabinetul ăsta, vedeți aici lume? Nu-i nimeni, Nectău. Este bunicuță, da, da. Nectău, este bunicuță, așteaptă decizie și noi așteptăm decizie, Nectău. Ei totuși speră, dar ei n-are și spera, copiii sunt la Igor, ei speră că să vedem. Deci, ușa să fie, o să fie. Da. Ce facem, deja ai fetele alături, pe tine nu te interesează. Asta ordonanță noi ieri am pus-o pentru astăzi, n-am știut. Dacă el și-a luat fetele acasă, nici nu mai pune ordonanța asta. Dar mi-a mirat faptul că nici direcția n-a venit repede, dar și făcut la mine așa ceva. Da, dar ei s-o temut, noi am depistat, că doar mă întreabă, dar de unde ai depistat, bă, că era opărită? Păi fetița s-a îngurit cu ori, că atunci și-a arătat repede, da. Întâmplător, eu m-am dus ieri la școală. E că n-am văzut o telefon, fata, dar cum a spunea, papa, ne zvâni, pentru că babușca nu știu, iar răzgăvare. Eu zic, ok, super, am înțeles, sună după de ce ești, după ce ești mentală. De ce nu te-ați copil? Și după tot zic, ia nu duc la școală. Mă rog, tu zic, că te plătești, sunt părinte, am plătit, tot, tot. Și copilul te apucă pe unde, înțelegi? Te apucă copilul, te trage într-o parte și pe ascuns. Și te arată pe ascuns, da. Și ce probleme are? Și în momentul ăsta, e că în momentul ăsta... Dar noi am sunat deodată la poliție, la... Doamna Ana, de ce... Nu, trebuie depus plângeri pe vicedirectorul, cum s-a comportat el. Că s-a bruscat, Da, pe sunt video, filmările, da. Dar de ce vor? Ei trebuie doar tăți la răspundere, tăți, este un copil ăsta, nu e o casă, nu-s banii ăsta, e un copil, băi... Deci, băieți, vouă, să te înnuiți fapta. Și aminte întrebarea primă, da? Care-i scopul? Că copilul a fost victimizat. Voi ați ascuns asta? Și eu sunt cu 99 de procente, am fost 100, că și de până... Trebuie să atâți la penitenciar. Trebuie să atâți la penitenciar care l-a ascuns. Dar atâți te înnuiau că bunica a fost copilul victimizare. Și noi mai vrem să primim un altul de protecție ca să protejăm copilul. Copiii, da. Copiii. Eu de protecție ca atare am solicitat așa pentru mine, ca să nu se provocă mine, să nu fie provocat. Da, să nu fie provocat. Dar eu de protecție, slavă Domnul, am sănătate și 2 metri. Consiliu. Și minte aveți în cap, cred că n-a să dați, da, da. Copiii în cerut, dați-i pașii în copiii ăștia. Băi, oameni, dați-i pașii. Sunt ai mei, da. Cuvântul pace. Nu vă animați de vreme. Noi maturi, cu ăsta crește el, la aproape nici el, ne-am verificat judecata ăștia. La ce vă trebuie vouă să vă lăsați copiii ăștia, ca pe mine să mă omiteți, să-i spun. La ce vă trebuie, de ce încă cu procurile scoate din țară? Oameni buni, voi ați folosit niște copii? A voastră scopul mișelinii? Oameni? Buni? Ce mă întrebări? Eu nu știu ce mai arătau, da. Așteptăm ce să zică judecătorul. Da, e că așteptăm ordonanța da, de protecție. Da, corect, eu am spus, dreptatea oameni buni, e că sunt filme de viață. Asta este filmul de viață și prin și trăiește un om în Republica Moldova, prin câte chinuri, în cazuri, un copil își bat joc de copii deja, au luat casă, au luat apartamentele, ne-au gonit de ceai, ne-au făcut dosare penale, ne-au trimis din țară, plus vinderea copiilor. Fiți atenți, părinți, eu, gata, eu, tatăl Domnului, e ca un pas mare, făcut copii să lângă mine și acum o să-i putezat, mă credeți, nu se poate. Vă comunești la toți. Acest ONG, Cimpac Amicu, Daniela Simboteanu, cei ce le afișează reclamă, e bine. Scopurile care ei le afișează sunt chiar decente. Dar să fiți atenți prinților, că copiii dumneavoastră se duc la școală și sunt cercetați. Și
mai prima întrebare. E deja au dosare. Au dosare, asta da. Eu sunt găsit dosare. Care-i scopul de un ONG a intra în familia dumneavoastră prin copil? Care-i scopul acesta și de cerceta mama, tata în țară? Întrebările sunt puse, să luăm aia. Da, corect. La ce vă interesează pe voi ONG cineva, mama și tata dacă în țară? Da, fiindcă conform legii, l-am povestit la trebuie, trebuie și nu se folosesc. Dacă știu acentul social că 6 luni copilul produce nimica la școală, da? Direcția de pentru copilul, vin și vă iau copilul ca să socoate că copilul lăsat fără grijă de părinți. Și după aceea el se plasează la orfelinat și se înaintează cererea judecată de decădere de drepturile părintești a părinților. Deci, cum zic, dacă te duci să faci niște bani în străinătate și să susții... Pierzi copiii, pierzi copiii, corect. Pierzi copiii, corect. Da, da, corect. Pierzi copiii, da. E o schemă și dacă nu vrei să pierzi, eu am auzit, am uiat, ce știu, știu, a prezentat acte, aici de sub, de altă sumă de scris, am auzit. Este sumă. Da, corect. 300 de euro. Și noi nu-ți vedem că tu ai așa, ai așa probleme. Da. Moldova. Da, schemele, schemele, ce am spus eu, schemele, da, schemele în continuare, asta este. Da. Și ai putea să plec în altă parte? Da, bine, du-te și mă întreabă și mai vezi încă o dată, nu nu dau de ce. Câte ore? Câte ore? Eu, Andrei, decizia să vedem. Deci nu-i nimeni pe coridor, ei stau, beau ceai, da, este COVID-ul, e bine. 15 și 12. 15 și eu trebuie să plec, mă așteaptă tot o doamnă. Dar vrei să-i filmez până la urmă? Dar vreau să-i filmez până la urmă, să vedem. Au rămas bunica și noi am rămas pe coridoare, vedeți? Este cazuri să duc repede. Ia câte o bunică în fund. Da, uite, mi-am spus anul. O lucrat la Rogob 2 zile jumate. O concediată, nu a lucrat Stella Slobozian. Acum la Bucurie o primit-o. A lucrat 2 săptămâni, iar o concediată. La Franzeluță o concediată. Dar păi îți pierd lucrurile de muncă, da, da, îți pierd tare, nu-i lucru nimic. Nu, timp de COVID ne-au închis și nu ne dau un leu, nu ne-a dat în anul un leu și nu ne dau. Da, Chicu, da, Chicu zărăbutit cu Dumbrăveanu, da. Oamenii mor de foame, n-au serviciu, n-au serviciu. Da. Și să mai noi te măles, Maia Sandu. Să dă ajutoare, nu să mai dăm nici un ajutoare și așa mai departe. La 31 august plătește 100 de lei în zi, omul vine din sat 25-25 și mai iau un pirojoc 100 de lei unde glava. Mama lui Glavan, șefa policlinicii. Policlinicii, da. Prin toate instituțiile statului se face prin firme private, unde se mai fură încă atâția bani, mă înțelegeți, încă atâția bani de la oameni. Oamenii așa nu au. Dumneavoastră trebuie, n-ați avut vineri timpul, trebuie să așteptați decizia Curții Constituționale că starea de urgență este ilegală. Până la loc de 3 zile, te taraganează 2 săptămâni. Numiți data alegerilor de 1 până 7 iunie, Dodon spune pe internet că 7 iunie expiră termenul CEC, a membrilor CEC, Comisia Electorală Centrală. Da. Și dacă ne duceți în toamnă cu alegerile, oamenii gata, eu de acum stau la dubii și m-am certat cu doamna. Și îți spune? Că nu știi cât mai știi. Nu știi cât mai știi, da. Bine, dar telefonită, ai dat lăsat telefonul. Da, da. Da. Vreau da. Sau... Da. Nu, eu mă duc la Buicani, ne la Buicani întrebă. Dacă noi amânăm alegerile în toamnă, oamenii, da. Gata, pleacă de aici, eu singur disperat, eu păi și mai cred 50-50. Iată și situația. Da, asta este, da, decizia nu este gata, bunica se deșteaptă, noi plecăm. Protestăm oamenii de putinatele. Treziți-vă, oameni buni, treziți-vă, da. Trebuie să ieșim peți uniți așa mai departe. Măștile jos, zbările mască, că am zbărit tot de mult. Nu-i numite ziua anticipatelor, de pe 1 șapșiune. Trebuie să ieșim toți în stradă, să cerem anticipații, să cerem da. Oameni, noi trăim ca animale acum. Da. În timp de COVID nu ne dă nimeni un leu de una. Avem amuși un an jumate în COVID, stăm oameni buni. Trezire moldoveni. Dar ministră sora mea fără serviciu, că acum am concediat-o, prietena Stella Slobozian, fără niciun leu, nimeni serviciu nu prea avem, am pus în grădină, timp ca crește ceva în grădină, dar timpul rece, cald, s-o părește, și așa da. Dar eu luam bani și-o făcut partid, Chicuș cu Dumbrăveanu, da. Luați și distribuiți, asta este, da.